Cantările de muzică gospel sunt populare în Japonia de mai multe decenii. Cu câțiva ani buni în urmă, un capriciu a devenit o unealtă de evangelizare. Iată un reportaj din arhivele CBN realizat de Lucille Talusan. Din punct de vedere istoric, este dificil să vestești Evanghelia în rândul oamenilor din Japonia. Credințele tradiționale japoneze, ca budismul și shintoismul, au mulți zei, așadar oamenii evită religiile care fac afirmații specifice, asemenea creștinismului. Majoritatea japonezilor se închină la milioane de zei, însă printr-un atelier de muzică, japonezii necreștini învață să cânte unicului și adevăratului Dumnezeu. Datorită filmului Sister Act, muzica afroamericană gospel a devenit populară în Japonia. Fostul animator al cluburilor de noapte a început să organizeze ateliere de muzică gospel în centre comunitare. Apoi, Ken a început să colaboreze cu bisericile creștine, deschizând uși pentru dezvoltarea relațiilor între membrii necreștini, ai corurilor și membrii bisericilor. Scopul final a fost să vedem vieți transformate în cadrul acelei sesiuni de 2 ore. Ei învață să cânte muzică gospel și mai mult, e ca și cum ar fi la biserică, deoarece au parte de părtășie, de închinare, de vestirea cuvântului. S-ar putea să fie un proces lent, însă potrivit membrilor, atelierul de muzică gospel îi transformă în oameni mai buni, iar unii dintre ei se convertesc la creștinism. Astăzi există câte un cor gospel în 50 de biserici în Japonia. Ei se numesc Hallelujah Gospel Family. De 2 ori pe an, ei se întrunesc în cadrul unui concert de proporții, unde japonezii necreștini împărtășesc mesajul lui Hristos cu familiile lor și cu prietenii lor prin muzica pe care o cântă. 100% din oamenii care se alătură acestor coruri sunt atinși de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează într-un mod măreț aici, în Japonia. Alpha Omega.